Conducerea Inspectoratului Școlar Neamț a solicitat directorilor de școli, înaintarea unei situații provizorii privind măsurile de restructurare a posturilor din învățământ și așezarea acestora potrivit normelor elaborate de Ministerul Învățământului referitoare la încadrarea posturilor din sistemul de învățământ în raport cu finanțarea acestora după principiul per elev. Întrucât zilele acestea se împlinește o lună de la data în care am informat pe noștri colegi directori despre normarea conform ordinului de ministru și bugetarea, încadrarea noua bugetară, am cerut colegilor mei să îmi prezinte o situație la o lună despre modul în care au realizat această normare. Ei au obligativitatea de a se încadra în numărul de norme, astfel încât la finalul anului școlar 2014-2015 să avem atins acest dezerat și respectiv au obligația de a se încadra în masa bugetară consultată conform finanțării PRLF. Nu am încă situația exactă. Normarea posturilor în învățământ se realizează în două etape, una până la finele anului școlar în curs și a doua etapă în primul semestru al anului școlar 2015-2016. Responsabilitatea încadrării în numărul de posturi plătite în raport cu masa bugetară rezultată din finanțarea per capita revine în întregime conducerilor de școli ca ordonatoare principale de credite.